Asta e frumusețea bisericii în care ne strângem cu toții la oaltă și care ne leagă pe toți. Și biserica crede și mărturisește câteva lucruri. Și asta facem trecând prin crezul creștin. Acest crez pe care unii l-am învățat pe de rost, unii l-am recitat, alții am dat teste din el. Însă este acest crez pe care, fie că ești ortodox, catolic, protestant, evanghelic, ești familiar cu el. Însă familiaritatea nu e suficientă. Pentru că vrem să înțelegem ce spunem și mărturisim. Vrem să înțelegem ce înseamnă ceea ce credem noi și cum putem să susținem ceea ce spunem că credem. Și astăzi dimineața vrem să mergem mai departe cu acel fragment din crezul creștin, crezul Niceo-Constantinopolitan, care începe să ne-l descopere pe Iisus Hristos. Și crezul spune așa: cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Unul născut, adică singurul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Și paragraful pe care l-am citit surprinde divinitatea lui Iisus Hristos. În momentul în care ne uităm la crezul creștin, el începe cu Dumnezeu, cu Trinitatea, continuă cu Dumnezeu Tatăl, însă când începe să vorbească despre Dumnezeu Fiul, avem acolo două lucruri care trebuie să le abordăm separat, și anume, pe de o parte, divinitatea lui Iisus Hristos, pe de altă parte, umanitatea lui Iisus Hristos. Și prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui este: de ce contează lucrurile astea? De ce să stăm să disecăm un paragraf dintr-un crez pe care îl știm pe de rost? Care e miza acestor afirmații? Dați-mi voie să trec prin 6 aspecte pe care cred eu că trebuie să le luăm în considerare. Și începem prin a vedea de ce contează. În primul rând, divinitatea lui Hristos este cea mai distinctă doctrină dintre toate. Este atât de specifică și atât de bine structurată, inclusiv în crezul pe care l-am citit, încât nu putem să trecem peste ea alergând. Într-al doilea rând, diferența esențială dintre creștinismul ortodox, tradițional, biblic, apostolic, istoric, evanghelic, e virgulă, nu sau, deci dintre astea și creștinismul liberal este chiar aici, în jurul acestei doctrine. Pentru că, așa cum urmează să vedem, divinitatea lui Hristos dovedește și este dovedită prin câteva acțiuni ale lui Iisus, care ne-l dovedesc ca fiind Fiul lui Dumnezeu, una cu Dumnezeu. Dacă scoatem din credința noastră aceste aspecte, rămânem cu creștinismul liberal, nu libertin, vă rog frumos să notați diferența. 3. Doctrina funcționează ca o cheie care deblochează ușile celorlalte doctrine. 4. Dacă Hristos este divin, atunci întruparea sau încarnarea lui Dumnezeu este cel mai important eveniment din istorie. Noi ne pregătim, sărbătorim, celebrăm moartea și învierea lui Iisus Hristos pentru că este Fiul lui Dumnezeu. 5. A existat și încă există un atac existențial și de neegalat la această doctrină. Căci dacă Hristos este Dumnezeu, atunci, deoarece El este atotputernic și omniprezent chiar acum, El te poate transforma pe tine și viața ta, așa cum nimic și nimeni altcineva nu o poate face. Și am văzut doar două dintre mărturiile pe care le avem de jur împrejurul nostru. Fiindcă noi suntem dovezile puterniciei lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și 6, dacă Hristos este divin, El are dreptul la întreaga noastră viață, inclusiv la viața noastră interioară și la gândurile noastre. Așadar, este Iisus Fiul lui Dumnezeu? Credem noi sau pe ce ne bazăm noi când spunem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Și n-aș vrea decât să pun un singur verset înaintea noastră, înainte să mergem mai departe, și anume: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cu alte cuvinte, a-L cunoaște pe Iisus Hristos așa cum este El nu ține de hobby și de pasiuni, ci ține de ființa, de nucleul credinței noastre creștine. E bine, cu întrebarea asta s-au frământat creștinii din primele secole. De la bun început, gândiți-vă că puteai să fii un martor al lui Iisus Hristos pe pământ sau puteai să fii cunoștința unui martor sau să fii în primul secol și să te întrebi, mă, dar chiar așa ce ați văzut voi? Chiar așa? Ce ați văzut? Ce ați înțeles? De unde știu eu că nu e așa? Ei bine, întrebările astea, frământările astea au dat drumul studiului aprofundat, însă au dat drumul în egală măsură greșelilor făcute dintr-un studiu mai puțin aprofundat. Și aceste greșeli pot fi numite simple propuneri sau pot fi numite simple erezii cu privire la persoana lui Hristos. Și aș vrea să enumăr 4. Sunt 4 erezii care au circulat în primele secole, care într-o formă sau alta vor apărea redeghizate de-a lungul secolelor până în ziua de astăzi. Ele au nume specifice și pot fi înțelese și felul în care le înțelegem ne ajută să știm să deosebim greșitul de adevărat. De aceea, înainte să vedem pe ce ne bazăm când credem în divinitatea lui Hristos, hai să vedem care ar fi niște înțelegeri greșite. În primul rând, arianismul. Este cuvânt derivat din numele lui Arius, episcop din Alexandria, care susține că Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au fost creați de Dumnezeu Tatăl, astfel fiind negată divinitatea Fiului și a Duhului Sfânt. Pe ce se bazează înțelegerea asta greșită? Se bazează pe texte care arată cel dintâi născut, exprimări de genul acesta, exprimări din texte precum Coloseni 1:15. Ei bine, ce trebuie noi să înțelegem este că exprimarea cel dintâi născut nu are de-a face cu accentuarea nașterii, ci pe accentuarea drepturilor întâiului născut. Când Iisus este cel dintâi născut, El are drepturile celui care i-a fost tată. Da? La asta ne uităm când vorbim despre asta. E bine, bătălia se dă în fața unui cuvânt în limba greacă, pe care dacă îl săpați îl veți găsi, și este cuvântul homoousios. De aceeași natură. Ei bine, oamenii care s-au luptat cu această înțelegere au găsit un cuvânt asemănător, o singură literă diferență, homoiousios, adică nu de aceeași natură, ci de o natură asemănătoare. Acel i în plus face diferența. E bine, dacă natura lui Iisus nu este identică cu aceea lui Dumnezeu, El nu poate fi pe deplin Dumnezeu. De aceea, dacă o infimă schimbare ortografică poate aduce o majoră înțelegere teologică, cu cât mai mult trebuie să ne cufundăm în ceea ce ne arată Scriptura, să înțelegem adevărata doctrină despre divinitate. A doua erezie, apolinarianismul. De la Apolinaris, care a fost episcop din Laodicea, aproximativ în anul 360-361. Acesta susține că persoana lui Iisus a avut trup uman, însă nu a avut și minte și spirit uman. Și această doctrină a fost respinsă de biserică. Și aceasta a dat multe bătăi de cap, însă părinții bisericii s-au strâns la oaltă, au cântărit, au studiat, au săpat în ceea ce Scriptura ne prezintă și au redus-o la tăcere, spunând că este o erezie și arătându-ne de ce. A treia erezie, nestorianismul, de la Nestorius, care a fost un predicator și a devenit episcop al Constantinopolului din 428. Această erezie susține că în Hristos au existat două persoane separate, una umană și una divină, Iisus manifestându-se bipersonal. Ei bine, Scriptura nu susține o asemenea interdependență a unei persoane față de cealaltă. Și imaginea Scripturii este consecventă, una de unitate și de plenitudine atunci când se vorbește despre Hristos ca fiind El, nu ei, două persoane. Și a patra erezie, ultima, monofizitismul, care susține că Iisus Hristos avea o singură natură, iar cea umană a fost absorbită în cea divină. Ca ilustrație, gândiți-vă la un strop de cerneală care este absorbit de o cană de apă. Însă nu mai avem nici cerneală, nici apă. Avem o a treia substanță, ceea ce nu poate fi aplicat lui Hristos, fiindcă El nu a avut o a treia natură. Așadar, observați că oamenii s-au frământat cu îndoieli. Oamenii au avut nelămuriri. Unii au căutat răspunsuri și au ajuns în erezii. Alții au căutat răspunsuri și au ajuns la adevărul Scripturii. Însă ce trebuie să notăm este că între 8 octombrie și 1 noiembrie 451, la Calcedon, oamenii s-au strâns, părinții bisericii s-au strâns și au pus în cuvinte ceea ce noi astăzi numim definiția standard a învățăturii despre persoana lui Iisus Hristos. Și definiția asta standard este greoaie, este complexă, este pretențioasă, însă trebuie să o citim. O să o citim acum și s-ar putea să o recitiți, poate la grupurile mici, însă vreau să vedeți cât de important este fiecare cuvânt. Nu putem să o reducem la un paragraf, fiindcă fiecare frază e cântărită. O să o avem și pe ecran și am să încerc să o citesc rar și un pic mai clar decât vorbesc. Așadar, noi, așadar, urmându-i pe Sfinții Părinți, toți în același consens, dăm oamenilor ca învățătură să-L mărturisească pe unul și același Fiu, Domnul Iisus Hristos, perfect în dumnezeirea Lui și perfect în umanitatea Lui, cu adevărat Dumnezeu și cu adevărat om, cu un suflet și o minte înțelepte, adică raționale, consubstanțial, adică coesențial cu Tatăl în ce privește dumnezeirea și consubstanțial cu noi în ce privește umanitatea. În toate lucrurile ca noi, dar fără păcat. Născut din Tatăl, înainte de toate veacurile în ce privește dumnezeirea, iar în zilele de pe urmă, pentru noi și mântuirea noastră, născut din Fecioara Maria, mama lui Dumnezeu, în ce privește umanitatea. Unul și același Hristos, Fiu, Domn, singur născut, să fie recunoscut în două naturi inconfundabile, neschimbătoare, indivizibile, inseparabile. Deosebirea dintre naturi, fiind înlăturarea în niciun caz de unirea dintre ele, ci mai degrabă fiind păstrată proprietatea fiecărui naturi și concurând într-o singură persoană și o singură subzistență, nedivizate sau separate în două persoane, ci rămânând unul și același Fiu și singurul născut Dumnezeu, cuvântul Domnul Iisus Hristos, așa cum au proclamat prorocii despre El de la început și așa cum Domnul Iisus Hristos însuși ne-a învățat, transmițându-ne nouă crezul Sfinților Părinți. Greoi, nu? Wow, am rezistat. Însă ca oamenii să scrie rândurile astea și au pus la oaltă tot ce aveau ei mai bun vreme de 3 săptămâni ca să producă paragraful ăsta. Paragraf pe care, vă repet, și catolici, și ortodoxi, și protestanți îl luăm ca fiind definiția lui Iisus Hristos. În cuvinte mai simple, dacă vreți, Iisus a fost 100% om și 100% Dumnezeu în același timp și tot timpul. De ce n-am început cu asta, nu? Pentru că vrem să vedem faptul că credința noastră este fundamentată pe niște dovezi clare, raționale, specifice și atent cântărite. Însă vreau să observați ceva. Îndoierile apar. Nelămuririle apar. Lipsa unei înțelegeri și a unor aspecte complexe și grele ale credinței creștine este un adevăr fundamental. Însă tiparul prezent în toate aceste erezii și combaterea lor este faptul că comunitatea părinților bisericii a fost prezentă și nu a tratat ușor asemenea informații. Și aplicația pentru noi este că atunci când ne punem față în față cu o îndoială, neînțelegere sau chiar o aparentă sau evidentă erezie, trebuie să căutăm întotdeauna sprijinul comunității de credință. Ăsta e rolul comunității noastre. Ăsta e rolul grupului mic. Ăsta e rolul bisericii. Ăsta e rolul comunității de biserici. Ăsta e rolul pe care trebuie să-l folosim pentru binele nostru. Pentru că vom fi puși față în față cu multe informații greșite, cu multe înțelegeri greșite. Nu rămâneți singuri, pentru că suntem puși într-un trup ca să funcționăm ca atare. Însă hai să vedem pe ce s-au bazat părinții bisericii în combaterea acestor erezii și care este fundamentul credinței noastre în divinitatea lui Hristos. 3 lucruri. Primul este legat de mărturia Scripturii și anume folosirea termenilor de Dumnezeu și Domn cu referire la Iisus Hristos. Din nou ne întoarcem la limba greacă unde avem 2 termeni. Termenul Dumnezeu, Theos, pe care îl cunoaștem, și al doilea cuvânt Kyrios, care este tradus prin Domn. Primul lucru, cuvântul Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament, Isaia 9,6, ne arată următorul verset, și anume, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi, să vedem, Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare. Deci Iisus este numit Dumnezeu. Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și observați următorul cuvânt, Domn al păcii. Atât Teos cât și Kyrios, Domn și Dumnezeu, într-o profeție fundamentală pentru înțelegerea noastră. Ioan 1:1 și întreg capitolul din 1 Ioan ne poate fi de folos, însă vreau să citesc primul verset. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci Iisus este numit Dumnezeu. Și încă un verset, Roman 9, de la versetul 4, ne spune așa. Ei sunt israeliți. Au în fierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus decât toate lucrurile, Dumnezeu. Încă o dată observați cum nu doar Vechiul Testament, nu doar apostolii, ci Pavel vine și întărește înțelegerea noastră pe care o avem cu privire la Iisus ca fiind Dumnezeu. Evrei, Petru, multe alte texte ne arată lucrurile acestea. Și ce vă îndemn este când mergeți în grupurile mici, o să aveți toate aceste versete, luați-le, frământați-le și uitați-vă să vedeți cât de frumos ne prezintă întreaga Scriptură faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Într-al doilea rând, nu doar cuvântul Dumnezeu, ci cuvântul Domn. Și avem exprimarea asta Domn, Iisus Domnul, care poate fi înțeleasă ca o formulă de politețe, Domnule, sau ca o formulă a unei relații de subordonare, stăpâne, Domnule. Și cuvântul apare în Noul Testament de 6814 ori. Însă de cele mai multe ori, înțelegerea cuvântului Domn este traducerea cuvântului Iahve, Domnul, Jehova. Hai să luăm câteva exemple. Luca 2:11. Gândiți-vă la următorul aspect. Îngerul le-a zis, nu vă temeți că aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul și anume, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Gândiți-vă la ce înțelege evreul de rând din secolul I, căruia îi se spune, vi se naște un mântuitor care este Hristos însuși Dumnezeu, Jehova. Pentru noi pare banal, fiindcă trecem prea repede prin texte ca și astea. Însă puneți-vă în pielea evreului din secolul I. Aceeași șoc este când îi se spune Mariei, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău, cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu, Maica Dumnezeului însuși. Matei 3:3, pregătiți calea Domnului, netăziți cărările. Iisus folosește același cuvânt pentru sine când se adresează Lui. Gândiți-vă la dezbaterea pe care El o pornește în Matei 22. Ce credeți voi despre Hristosul? Întreabă El. Al cui fiu este El? Și El vine și citează, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea. Observați că Iisus folosește despre sine apelativul acesta de Domn. Epistolele folosesc exact același lucru. 1 Corinteni 8, Evrei 1, Apocalipsa, pe haina și pe coapsa avea scris numele acestea, împăratul împăraților și domnul domnilor. Și mai avem câteva afirmări ale divinității lui, coroborând mai multe texte. Și iau doar două exemple. Gândiți-vă, Ioan 8:58. Adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, să vedem, eu sunt. Care este folosirea textului din Exod 3:14, care este eu sunt, cel ce sunt. Practic, Iisus Hristos folosește Vechiul Testament și folosește limbajul Vechiului Testament ca să-și autentifice propria lui divinitate. Apocalipsa 1:8 în aceeași categorie spune Dumnezeu Tatăl spune, eu sunt Alfa și Omega, pentru că în Apocalipsa 22:13, Dumnezeu Fiul să spună, eu sunt Alfa și Omega. Logica elementară ne spune că Iisus este Dumnezeu. Tot alte afirmări ale divinității sunt legate de expresia aceea a Fiului Omului sau Cel Născut. Și sunt nenumărate texte în care ni se vorbește în felul acesta, Fiul lui Dumnezeu. Matei 17:5, acesta este Fiul meu prea iubit, vorbește Dumnezeu. În El îmi găsesc plăcerea. 1 Corinteni 15, Evrei 1:1-3. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. De prea multe ori ni se arată atât de clar faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Luați, de exemplu, tot capitolul din Ioan 1. Și veți vedea acolo verset după verset, 14, 18, 34, 39, singurul născut, singurului Fiu, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Iisus este pus cu semn de egalitate între El și Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Nu doar apelativele Domn și Dumnezeu sunt o dovadă, ci în al doilea rând, a doua categorie este legată de faptul că Iisus Hristos are toate atributele divinității. Vedeți, noi putem să luăm ca ilustrație faptul că un fiu se aseamănă cu Tatălui. Însă Fiul nu are toate atributele Tatălui Lui. Însă ce vedem, și bine face, da? Însă ne uităm la Scriptură și vedem că Iisus are toate atributele divinității, din care vreau să amintesc pe cele netransmisibile și, în primul rând, eternitatea. Iisus le-a zis, adevărat vă spun, că înainte să se nască Avram, sunt eu. Adică înainte de cel mai îndepărtat punct pe care putem să-l punem pe harta timpului. Da? El este dincolo de timpul acesta, este etern. Apoi, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Un alt text foarte interesant, Ioan 10. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Observați că Iisus nu este îngrădit de un timp în istorie, ci Iisus este dincolo de acest timp din istorie. Evrei 7:16. Pus nu prin legea unei porunci pământești, despre Iisus vorbește, ci prin puterea unei vieți nepieitoare. Adică viața Lui nu se sfârșește. Și apoi, dacă luăm în 1 Corinteni 15, întreg capitolul ne vorbește despre dovezile morții și învierii Lui. Texte pe care probabil că le vom aprofunda în următoarele săptămâni. Nu doar eternitatea, nu doar veșnicia este dovadă, ci și omnipotența. Și aici puteți să vă scufundați în tot ce înseamnă mărturiile minunilor Sale. Potolirea furtunii, înmulțirea mâncării, transformarea apei în vin și câte și mai câte dovezi ale divinității Lui stau în faptul că El poate să facă minuni specifice doar lui Dumnezeu. Dar minunile Lui țin mai mult decât a face niște lucruri contrar legilor naturii. Uitați-vă ce mai spune El, că El va schimba trupul stării noastre smerite. Pe Dumnezeu și pe Iisus nu-L interesează doar natura din jurul nostru, ci-L interesează persoana noastră. Și El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei Sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Asta e omnipotența atotputernicia lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Omnisciența a treia. Și anume faptul că Iisus cunoaște gândurile și cunoaște toate lucrurile. Și faptul că Iisus ne cunoaște gândurile e dincolo de ce avem noi între noi în relațiile interpersonale. Gândiți-vă la cum soțiile cunosc gândurile soților, nu? Care nu-i reciprocă, apropo. Însă relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște atât de profund gândurile încât ne uităm în Scriptură și n-are cum să te lase indiferent. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său, asta e puterea Lui supranaturală, că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în voi? În alt text, Iisus le pricepe viclenia și le răspunde. Căci Iisus știa de la început cine erau și ce nu cred și cine era acolo care avea să-L vândă. Iisus știe toate lucrurile și ne arată Scriptura în atâtea texte. Omniprezența. Căci acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor. Asta ne arată puterea Lui peste spațiu. Dar uitați-vă și la următorul text, dacă fac Matei 18:20, în 28:20 ne spune așa, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele. Și timpul și spațiul. Suveranitatea, autoritatea. După ce Iisus spune slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate, vin oamenii la El și spun, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? O întrebare retorică, însă o întrebare profundă. Pentru că nu e așa, cine poate ierta păcatele? Și de aceea poate Iisus ierta păcatele, pentru că este Dumnezeu. Un alt semn al suveranității și autorității lui Hristos este exprimat în tot capitolul din Matei 5, în care vine Iisus și are predica Lui de pe munte. Și luați câteva perechi de versete, dacă vreți. acasă, da? Matei 5 cu 21-22. Ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Matei 5 cu 27-28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Matei 5 cu 31-32. S-a zis iarăși, dar eu vă spun. De 6 ori vine Iisus, ia legea și vine și o întărește, având autoritatea și suverenitatea aceasta. Dar eu vă spun. Și în ultimul rând, ce atribut mai are Hristos pe care doar Dumnezeu îl are? Este vrednic de închinare. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Când l-au văzut, i s-au închinat. Filipeni 2 cu 10. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, ce anume? Că Iisus Hristos este Domnul. Astea sunt dovezi peste dovezi pe care le avem ale divinității lui Iisus Hristos. Și în Apocalipsa 5 cu 12, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Însă nu e suficient. A treia categorie a dovezilor ține de faptul că Iisus face ceea ce doar Dumnezeu poate să facă. Și aici începe să se apropie de noi. Aici nu mai are de face cu înțelegerea noastră, ci aici are de face cu persoana noastră. Dacă primul lucru are de face cu creația și susținerea ei, și vă invit să vă uitați în Coloseni, de exemplu, în Evrei, în primele capitole, aș vrea să ne apropiem de faptul că Iisus, care are capacitatea și puterea și autoritatea să facă ceea ce doar Dumnezeu poate să facă, face un lucru splendid. Și anume, iartă păcatele. La urma urmei, asta ne leagă pe cei mai mulți dintre noi aici. Ne strângem aici ca dovada faptului că cineva ne-a iertat păcatele. Și acel cineva este Iisus Hristos. Coloseni 1 cu 13 spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Coloseni 3 cu 13 începe să ne și zgândărească, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, ce să facă? Să meargă la autoritatea supremă, nu. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Iisus oferă iertarea. Fiule, păcatele sunt iertate. Păcatele ei care erau multe, erau iertate. Și Iisus îi zice femeii, credința ta, ce a făcut? Te-a mântuit. Și asta deschide ușa către următorul aspect legat de puterea lui Hristos de a face ceea ce doar Dumnezeu poate să facă, și anume, nu doar că ne iartă, ci ne dă și viață veșnică. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și le vin după mine. De ce? Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Uitați-vă câte adevăruri fundamentale încapsulate într-o singură afirmație. Dau viață veșnică, Iisus face asta. Nu vom pieri, El ne dă viața veșnică și nimeni nu le va smulge. Avem siguranța vieții veșnice. Și pe ce se bazează siguranța asta? Pe autoritatea și suveranitatea pe care Iisus le are. Ioan 17 cu 1-3. După cum i-a dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El, Iisus Hristos, este aceasta. Viața veșnică. Pentru asta și din cauza asta și nu știu cum putem să subliniem mai mult și mai mult faptul că în Iisus Hristos, care a fost un personaj istoric, care a umblat pe pământul acesta, avem mai mult decât un personaj istoric. Avem Fiul lui Dumnezeu cu autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne pună pe gânduri și aș vrea să mă apropii de final întrebându-ne și ce dacă? Ce schimbă asta în viața mea? Unde mă îndeamnă să mă duc cu informațiile astea? În primul rând, prin Iisus îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Și dacă prin Iisus îl putem cunoaște pe Dumnezeu, întrebarea următoarea este, și ce dacă? Întrebarea este, de fapt, cât de mult investești în a îl cunoaște pe Iisus. Cum putem să-L cunoaștem pe Iisus dacă nu începând de aici? Unde avem scris în detaliu viața Lui, vorbele Lui, gesturile Lui, reacțiile Lui, legătura dintre El și Dumnezeu, autoritatea Lui, toate sunt puse aici. Ei bine, dacă prin Iisus îl putem cunoaște pe Dumnezeu, întrebarea mea este cât de mult ești dedicat tu cunoașterii lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dacă prin Iisus îl putem cunoaște pe Dumnezeu, relația cu Dumnezeu este posibilă și reală. Și întrebarea este, se vede asta în tine? Este relația ta cu El reală? Posibilă este, dar tu poți să o faci reală. Într-al doilea rând, Iisus oferă și garantează răscumpărarea noastră. Dumnezeu adevărat, atotputernic, atotcunoscător, veșnic, creator, susținător, care nu trebuia să moară, a ales să moară, dar a și înviat, oferind și garantând răscumpărarea noastră. Pentru că iertarea noastră este disponibilă și finală. Ea e disponibilă, însă acceptând-o poți să o faci finală în viața ta. Fiindcă finalitatea trebuie să aibă loc prin acceptarea iertării. Iisus a făcut tot ceea ce trebuia să facă. De aici e pasul nostru pe care trebuie să-l facem. Și întrebarea este, ce înseamnă pentru mine păcatul și ce putere mare are el asupra mea? Dacă iertarea lui a fost finală și completă, ai acceptat-o? Mai mult, ne purtăm ca niște oameni iertați? Iertăm ca niște oameni iertați? A treia afirmație, Iisus iubește în mod personal și autentic. El a venit între oameni în toată puterea Lui, traversând golul lăsat de păcat. Fiind Dumnezeu, jertfa Lui este completă și suficientă pentru fiecare dintre noi, pentru că dragostea Lui este personală și autentică. Dacă dragostea Lui este personală și autentică, te întreb eu, este și reciprocă? Îl iubim și noi cum ne iubește El pe noi? Cât de personală, dacă e personală? Gândiți-vă la câtă greutate dați unui sfat al celui care e apropiat de voi. Câtă greutate dați unei afirmații ale lui Iisus pentru voi, dacă El este personal pentru voi. Cât de mult mă bazez pe ce îmi spune și ce mi-arată. Și dacă ne uităm în Scriptură ca să ne arate Dumnezeu ceva, întrebarea e ce facem atunci când ne arată? Și în ultimul rând, Iisus merită toată închinarea noastră. Toată este cuvântul cheie. Cum ne închinăm? Ce anume aducem când ne închinăm? Aducem ce e mai bun? Sau ce e mai bun păstrăm pentru noi? Aducem doar duminicile dimineața sau aducem toate orele din săptămână? Este Dumnezeu suveran peste toată viața noastră sau peste ceea ce îi lăsăm deocamdată? Omul care poate citi Scripturile fără să vadă că Iisus este infinit mai mult decât un om, se aseamnă cu omul care se uită la cer în amiaza mare, în miezul unei zile senine, fără să vadă soarele. Eu sper din toată inima că nu venim în biserica asta fără să vedem pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Robert Oppenheimer a fost un om de știință american care a studiat al doilea război mondial, însă a studiat și diplomația necesară stingerii conflictelor. Foarte familiar subiectul pentru zilele noastre, nu-i așa? Și studiind stingerea conflictelor, a spus despre diplomația internațională următoarele lucruri și am să citesc câteva rânduri. Diplomația internațională necesită implicarea personală. Oameni care să se întâlnească și să vorbească. Acest aspect este extrem de important dacă oamenii doresc cu adevărat să se înțeleagă unii pe ceilalți. De aceea, cel mai bun mod de a transmite un mesaj este să-l împachetezi într-o persoană. Cel mai bun mod de a transmite un mesaj este să-l împachetezi într-o persoană. Și Dumnezeu a făcut asta cu Fiul Său. A transmis cel mai important mesaj într-o persoană. Ca noi să înțelegem și persoana și mesajul.